ce faci, Vlade? Iar ai călcat pe bec. Lasă-mă că am plătit și electrica de două ori s-o scumpit. La cum te știu, iar ai făcut vobocă, ne zi. E grosă de data asta, e grosă, că nu te-ai mulțumit să iei numai flori, a? Numai tu mai lipseai, Nicule, să vii să mă enervezi. Zi-mă, că ne știm de atâta vreme. Cu ce ai greșit, Dane, de data asta? Zi-mă. Cu o iubesc prea mult, cu ce? O iubești prea mult. Atâta iubire în tine de dai pe din afară în relație. Hai zi, cu ce vrei să o împaci acum? Cu nimic. Cum cu nimic, mă? O ojă, un parfum, ceva de... Opa, un parfum! Asta miroase a despărțire. E grav, mă. Mie poți să-mi spui. M-am găsit pe aici asta și îmi place chestia asta cum atingi și simți aromele. Serios? Pot să văd și eu? Mă, merge parfumul ăsta, e tare, cu niște ochelari de soare și cu un polo un pic ridicat, așa, verde, intens. Vezi că ăsta-i parfum de femeie. Și ce are? Acum mai nu poți să fii cum vrei tu. Știi că uitându-mă aici prin revista asta, m-am gândit, bă, ce fain ar fi dacă ar fi la restaurante, așa, atingi și simți aromele. Cum vine asta? Adică, vrei gulaș, da? Meri? Vezi dacă e proaspăt, dacă sosurile, să vezi dacă sosurile de să-ți dea și balele numai când atingi aici, așa, știi? Sau burgerul de vită, să simți că e burger ce trebuie, știi? Să simți ce urmează să mănânci, să vezi dinainte de la meniu, de la restaurant și să zici, bă, legume bio. Sau la supermarketuri, știi, să atingi? Oare ce săptămână e asta? Și la săptămâna chinezească avem cățel proaspăt, ieri în călătorea în curte. Bă, dar la revistele alea Glossy Fossy, știi? Îi vedeți acolo tipa, celebritatea, mergi la poza ei, la mijloc acolo, la mijloc. Dar ce proaspătă e domnișoara, dar ce pretenții are, dar cum s-ar... Numai la prostii, tăca bunicule. Vai, dar ce bine. Hai mă, lasă-mă, m-ai dus în altă lume. Zi, de ce te-ai certat cu Dana? S-a făcut reprezentantă la chestiile astea și am zis că nu-mi trebuie nimica. Și s-a supărat, că cum nu-mi iau? Nimic nu-ți trebuie de aici. Dar ei nu i-ar strica... Pentru pielea ei aici, pielea ei gingașă și catifelată din jurul gâtului, nu i-ar strica un parfum așa fructat, mai ales acum că e vară, care să-i pună în evidență pielea ei superbă. Și are aici, știi că are o aluniță nevastăta și aici, la limita părului, o aluniță care merită. Tu de unde știi, Nicule? Eu nu știu, dar dacă ești un ambasador de brand bun, ai și clienți mulți, știi? Acum tu rămâi să-ți freci acolo, dar... Vecinii se mulțesc.